Yo, salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Far Cry 2. Nu uitați să apăsați butonul de like, haideți să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou, care s-ar putea să fie ultimul din această serie minunată. Nu sunt foarte sigur, o să vedem pe parcurs. Și de asemenea, nu uitați să vă abonați dacă vă place ceea ce fac și vreți să vedeți cele mai noi videoclipuri. Bun, deja și-au făcut ăștia apariția numai de stat. Trebuie să ne urcăm în mașină și să vedem cât de departe este următoarea misiune. Zicea ceva de închisoare. Ar fi bine să fie închisoarea, că nu e extraordinar de departe. Problema e că trebuie să conducem, nu avem autobuze prea aproape. Și da, asta o să fac, o să conduc. Și sper din tot sufletul să nu fie prea mulți nenorociți pe drum cu checkpoint-uri. Îmi place că mai rămân din când în când urmele dezastrului. Eu las în urmă numai mașini explodate, arse, oameni pe jos căzuți. Rip. Ripperino. Da, hai să descoperim ce se întâmplă la închisoarea aia, din care am scăpat noi printr-un perete. Mișto. Scapi dintr-o închisoare prin perete. E că avem medicamente, e bine. Gata, nu-i problemă cu malaria. Suntem prieteni acum, nu ne mai supărăm unul pe celălalt. Opa, așa. Bine, e foarte periculoasă malaria. Bă, dar tu n-ai ce face, mă. Tu chiar n-ai ce face. Mi se par cei mai proști ăștia, proștii satului. Ăștia cu mașinile, în care nu au nicio mitralieră, nimic, doar un singur loc, mă urmăresc ei, mare vendetă. Ce faci, tata? Dai jos la mine, este? Opa, te-ai împiedicat de iarbă, ești deștept de dai în gropi. Hai rapid în mașină, în camionul ăsta, dacă se poate. Hai, mă. Ce, nu pot să trec pe lângă? Păi nici măcar n-am loc. N-am loc. Abia mi-am făcut loc. E gras rău camionul ăsta. A băut multă benzină. Așa. Aproape am scăpat și de aici. Să vedem ce e de făcut. Let's go. Nu, nu, nu pe aici trebuie să mergem. Pe aici trebuie. Să nu ne încurcăm drumurile. Iarăși. Iarăși porci de ăștia. Păi nici nu te lasă. Te dai jos în mașină. N-aveai loc. Raerică. Hai, mă, mai e mult pe la închisoarea aia. Deja mi s-a luat. Oricum e cam nașpa, că dacă e la închisoarea asta înseamnă că o să fie mulți golănași puși pe scandal. Și trebuie să trec și de checkpoint-ul ăsta. Dar știi ceva? Nu e așa de rău pe aici. Sunt cam pacifiști băieții de aici. Nu prea mă urmăresc. Mereu m-au lăsat în pace. Aoleu, dar ce drumuri proaste. Vrem șosele. Bă, dar e băgată închisoarea asta prin pădure. Ultimul hal. Dar nu mă mai lasă chiar să ține halul ăla după mine. A, mă. Ok, și de aici încolo e simplu, nici nu mai trebuie să mă uit pe hartă. Dar bineînțeles că mă așteaptă ăștia. O, Doamne. S-a uitat la mine, mă. Bă, băiatule, bă. Mhm.
Nu mai e mult până la închisoare. Endgame-ul. Hai, mă! Prostănacule, ai rezistat până acum și nu poți să sar peste o piatră? Vai de capul tău. Mercenar prost. Practic, noi suntem acum cu personajul, suntem băieți răi. Tot jocul am fost băiat rău. Și ocazional am făcut câteva fapte bune, dar ocazional. Mai mult ne-au luat banii în diamantele, mă rog, pentru chestii rele. Și da, nu e așa de bine. Gata, am ajuns la închisoare, uite și un ATV. Cineva pe aici? Îmi da și mie drumul? Am intrat de bunăvoie într-o închisoare, până la urmă. Așa, ce se întâmplă? Uite-l pe șacal. Ne-am întâlnit cu el, wow. Așa, două lucruri. Ok, bine, o să fac asta. Ar trebui să fie simplu. Super. Așa. Gata? Păi și pe unde ies? Poți să ies și pe aici? Ok. Nu știu care e faza cu locul ăsta. N-am mai ieșit până acum pe aici. Nu știu dacă e bine, ia. Hai să vedem. Da, e bine, e bine, e bine. E chiar bine. Mă mir. Hai să mergem pe jos deocamdată. Ce cu focul ăsta? S-a întâmplat, frate, aici? Ne-a omorât pe cine? Da, bine. Că e dificil teren. Wow. Dar ce-i cu atât de mulți morți pe aici? Ce s-a întâmplat? Făceți-mă să înțeleg, fraților. N-am nicio idee ce se petrece pe aici. Clar, nu putem să mergem cu mașina pe aici. Deci înțeleg asta. Avem un deagle, avem piesa de rezistență. Traliera. E tot ok. Suntem în junglă acum, fără mamă, fără tată. Heart of Darkness. Se aude. No! Cel mai prost moment! Bă, ce pana mea! Ăsta da moment prost, frate. L-am omorât. Arma asta nu prea merge la distanță. Am slăbuță. Schimbăm. Deagle, poate? Toate armele se strică aici, jur. Dar nu-i problemă. Ia uite. Am pus pe fapte mari. Wow. Nu știu cine a tras, dar a tras bine. Asta era mai periculos. Mor mă odată.
Gata, și asta. Ah, da, aici am văzut. Am văzut. Care era faza? Opa, dar e departe, rău, ce naiba. Și nu am niciun vehicul la îndemână. Nici măcar un ATV, mă. Băi, frate, e culmea. În schimb, partea bună e că pot să salvez. Pot să salvez și asta e chiar super ok. Niște muniție. Dormim puțin, dar nu foarte mult. Cât să salvez? Hai, hai mă. Ne grăbim aici. Normales. Care o fi faza cu obiectivul secundar? Nu prea înțeleg. E fi mult? Mamă, e ceva. Aici, la safe house, nu am găsit nimic util decât să salvez. Deci, da, hai să mergem, blană. Ce caută ăștia pe aici? Nu înțeleg. I-a pus jocul doar ca să mă enerveze pe mine? Bă, băieți, căutați diamante? Și tu n-ai murit încă? Mamă, sunt fix în fața ta și nu poți să mă nimerești? Uf. Uf. Hai, let's go. Let's fucking go. Aici ce-o mai fi? Tot așa un drum, e clar. Că sunt în continuu. Wow, e teren din ăla mălăștinos. Și fii atent că nu-mi place ce văd în față. Dar ce-i cu atâția inamici? Nu înțeleg. Cu ce motiv stau ei aici? În bodyguards-i ăluia? E posibil. Dar știu că sunt foarte mulți, frate. Mai dăm o injecție. Veni pregătit, băieți. Să nu credeți că n-am venit pregătit. Păi da, normal. Avea un AK, băiatul. O mai fi mult? Din cum ne apropiem de finalul jocului. Bă, suntem aproape, chiar suntem aproape aici și mai e un safe house. Cam neinspirat am fost când n-am pus un sniper aproape. Trebuia să pun, băi. Chiar trebuia să pun, dar nu m-am gândit. Naiba. Păi bun, prima dată pe aici. Obiectivul principal, da? Despre ce e vorba? Aha. Am înțeles. Da, am văzut acum despre ce e vorba. Acum pe aici. I guess. Ce faci mai aici? Planto. Cap de nucă. Mamă, ce le-am făcut aici la băieți și uite că tot vor să... nervoși. Da, calmează-te, iau un sneakers. Reclamă la sneakers. Opa, ce-i cu avionul ăsta prăbușit aici? Interesant. Ceva s-a întâmplat.
Ceva clar s-a întâmplat aici. Aoleu. Da, nu știu ce să zic legat de faza asta. Mă duceam prost. Până la urmă, care a fost scopul venirii mele aici? Fii atent că m-am pierdut în junglă. Aoleu. E exact ce aș face și în viața reală, jur. Nu prea sunt bun în sălbăticii. Așa. Păi și cum vrei, mă, să mă urc eu pe aici? Naiba, imposibil. Drumul ăsta ce e? Degeaba aici? Da, ci că trebuie să merg pe aici. Cum naiba merg eu pe aici? Nu știu, n-am nicio idee. Dar presupun că dacă ăia erau pe aici, aveau un scop. Jocul i-a pus aici special. Mă gândesc așa. Poate. Trebuia să ajung aici? Da, nu, n-are treabă. Gândește, Geo, gândește. Nu fi cap de nucă. A, uite, da, mă, da, e o potecă. E o potecă și trecem, traversăm pe partea cealaltă. Și gata. Așa. E bine-s. Foarte ok. Iarăși, doar o cocioabă și fără un ATV. Era bun, mă, un ATV. Să-l ai așa la îndemână. Of, Doamne. Nu știu, dar aici sunt numai secrete, așa. Găsești de toate. Bun, aproape am ajuns. Chiar nu mai e mult. Nu mai e mult deloc. Nici nu cred că are ordine. Dacă faci prima dată misiunea principală sau secundară, e ok. Ia. Ce s-au strâns, mă, ăștia aici? Și departe, ai un pod în față. Oricum o să fie, mamă, peste tot inamici. E clar asta. E dosiți, stau ei. Nu-i vede nimeni. Îți dai seama, toți ăștia de aici o să fie pe mine. Să fie pe capul meu. Așa, dar cine sunt comandanții lor, în primul rând? Hello. Care-i faza? Oh, Măta mare! Ce-ai găsit? Ăsta e cel mai prost moment ever. Să se strice arma. Uite-i că sunt, frate, uite-i că sunt. Nu-i bine. Ce aveai, mă? Aveai un sniper cumva? Bun sniperul. Place. Lasă că e bun. Acum chiar asta e arma mea preferată. De la toți sniper are. Bun, e perfect sniperul, e fix genul de armă de care ai nevoie. Bun, hai că băieții ne-au pus la dispoziție și injecțiile. I-am omorât pe ăștia pe amândoi. Cu grenadele. Nice.
Tu de unde ai apărut, mă? Ceva pute în treaba asta. Avem și Molotov. Bă, sper să nu se strice sniperul ăsta până la final. Mă ajută mult. E bun rău de tot. Bun, deci am scăpat de obiectivul principal. Acum urmează obiectivul secundar, foarte important ca să fim băieți buni. Trebuie să recuperăm diamantele. Să-i le dăm șacalului. Nu știu dacă e bine să avem încredere în el, dar n-avem ce face acum. Asta e. Încă un safe house, dar sincer acum am tot ce trebuie. Nu știam de partea asta. E așa foarte bine ascuns locul. Opa, hai să ne gândim aici. Nu e așa simplu. Să mai salvăm? Hai mă să salvăm. De ce nu? Dacă tot ne-a pus la dispoziție căsuța, merge să salvăm. Mai ne relaxăm puțin. Și e întuneric acum, nu? E timp de noapte, așa. Pac, pac. Da, păi o să se termine jocul, e clar. Îmi dau seama. Dacă era 96% mai devreme, acum e deja 98%. Și cum ce? Fix în față obiectivul nostru. Hai că nu mai e mult. Aproape am ajuns. Doamne, cât m-am chinuit cu jocul ăsta. Să-l termin. Mi-a plăcut, dar uneori, nu știu, e așa degeaba. Jur. Clar, o să fie inamici, de-abia așteaptă să vin. Mă mănâncă, mă, ăștia. Sunt turbați, nebun de legat. E fix în față, trebuie să recuperăm diamantele. Cine e ăsta? Așa. Bă, ce naiba? Hakim, cum ai putut să faci asta? Băi, ce naiba? Nu mă așteptam la asta. What the fuck? Eram prieteni. Bă, boss, eram prieteni. Ăsta cine mai e? Bă, ăsta știu. Deci chiar nu înțeleg. Hai să luăm naiba diamantele. Ce tâmpenie. Și americanul. Păi ăsta mă salvase în continuu. Ce? Nu mai înțeleg nimic. Deci nu mai înțeleg nimic. Bine, el a vrut să nu mă împuște, dar până la urmă... Așa, o fi departe. Nu e așa departe. E să ne întoarcem. Ca naiba. Bine că am recuperat diamantele. Îl înțelegem și noi pe șacal acum. Băi, dar ce șerpi au fost ăștia? Nu mă așteptam la așa ceva. Chiar în halul ăsta să-mi facă? Mă așteaptă șacalul acum. Mai e ceva până acolo, firar să fim. Da, trece greu când mergi. Timpul, mașina, imediat, țac, pac, ajungeam la destinație. Ar fi bun până și o pareză de aia de mașină. Opa, ia uite, pe ăștia mă așteaptă. Iarăși v-ați făcut apariția. Cea mai tare. A mers.
Înțeleg de ce nu a fost one shot, one kill. Trebuia să fie, mă, trebuia să fie. Hai, repara arma, naiba. Știu că e vai de capul ei, dar mai avem nevoie de ea puțin. Oare ce plan nebun mai are și ăsta? Mulți ziceau că e protagonistul din Far Cry 1, The Jackal, dar eu nu cred asta. Uite la aici. Ia zi, mă, care-i faza? Ce trebuie să facem? E aici. Deci ajutăm oamenii. Până la urmă e o faptă bună, nu? Așa. De ce? De ce? Păi, dar nu înțeleg de ce ăla trebuie să se sinucidă după ce termin. Diamante sau dinamită? Diamantele. Împușcă-te tu. Mai devreme. Are vreo relevanță oare? Hai să salvăm. Ok. Ia. Stai, care armă? Despre ce armă vorbești? Boss, ce armă zici? Vreau și eu. Ai pus-o pe masă? Sunt eu chiar? Am nebunit? Oare? Da, nu știu, în fine. Nu-mi dai nicio armă? Bine, pa. A închis. Bă, măcar nu e departe. Deci eu acum ce trebuie să fac? Să duc diamantele? Să le duc diamantele ăstora sau ce naiba? E bine pe aici. Trebuie să fie ceva mai puțin abrupt. Așa? Nu e ceva mai abrupt? Bă, lasă-mă. Păi și doar nu mai... Doar nu trebuie să mă arunc. Mă arunc ca tâmpitul? O să mor. N-am nicio șansă. Da! Bă, ce pana mea? Trebuie să fie altă soluție. Da, nu prea înțeleg. Nu știu ce armă zice ăsta. Mănânci căcat, mă. În fine, cred că am ratat eu drumul, nu știu, nu m-am uitat atent. Este ok. Da, e ok. Ce a fost așa de stupid? Opa, ce-i cu ăștia? Sunteți buni? Sunteți răi? Cred că sunteți răi. Uulu, prost ești. Bă, sunt chiar în spatele tău. Nu înțeleg cum dă, nu mă vedea. A, știu cum nu mă văd ăștia. Am chestia aia de stealth, mă. Am costumul de stealth și de-aia nu mă pot vedea. E bine. Gata. O, Doamne, sunt ceva.
La cap nu se poate. One shot, two kills. Aproape am ajuns. Ar fi trebuit să se audă vreo explozie. Am ajuns la graniță, nu? Trecem în altă țară. Same shit. Aoleu, fix acum malarie. Bine că mai am pastile. E bine. Merge. Trebuie să mituim gărzile. Să le dăm diamante. Hello. Nu știu cine sunteți voi. Să-ți dau diamantele astea. Hai să vedem dacă merge. Cutscene. Wow! A bubuit totul. Ca să nu poată să treacă inamicii. Uite și jurnalistul. Face poze. I-am mituit pe ăștia bine. Mamă, le-am dat toate diamantele. Dar hei, măcar am făcut fapta bună, nu? Sper, cred, nu știu. Merge, ce aveam de ales? Nu știu. Bun, dar cam asta a fost cu această serie de Far Cry 2, fraților. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, comment, share, subscribe și noi ne auzim data viitoare. Mai citim puțin ce s-a întâmplat. Am lăsat țara aia în haos. Ceva chestii, măcar Ruben. A rămas. Nu i-au găsit corpul lui Jekyll. În fine, poate a supraviețuit, habar n-am. Bun, fraților, ne auzim data viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea de această serie și vă aștept cu noi serii pe canal. Pa, pa!